describie, aș vrea și eu, vă rog. Pitonce, adică. Reclamele mai au și influența asta mai mică, dar foarte constantă și persistentă, de a normaliza greșeli mici. Dacă cei care lucrează în agenție, creativii, copywriterii, nu sunt atenți să scrie perfect, corect, atunci foarte repede se normalizează. Și mi-ar plăcea șuncă. Clisă vrea. Adică sunt foarte mulți creativi care nu sunt neapărat brici la limba română. Și puțină țuică, vă rog. O țâr de Jinars. Nu e garantat că într-o reclamă a fost implicat o agenție de publicitate sau un copywriter care chiar știe ce face. De cele mai multe, adică nu de ce, de multe ori, de mai multe ori decât credeți, clientul e copywriter. Niște hribi aș vrea și eu, vă rog. Pitonce, adică. Și mi-ar plăcea șuncă. Clisă vrea. Și puțină țuică, vă rog. O țâr de Jinars. Clisă nu e șuncă. Clisă, din câte știu, e untură. Eu nu știu de clisă. E moldovenesc? Și mi-ar plăcea șuncă. Clisă vrea. Șuncă nu e clisă. Nu, nu mă pricep la ardenelisme. Clisă vrea. Slănină e la noi, da. Slănină. În moldovenește e slănină. Ce să vă zic? Pitonci... Hribi, aș vrea și eu, vă rog. Pitonce, adică. Și puțină țuică, vă rog. O țâr de Jinars. Da. Jinars. Da, nu știu în ce măsură mai era un scenariu aprobat sau un scenariu interesant ăsta dacă nu era Cabral Negru. Și mi-ar plăcea șuncă. Clisă vrea. Cred că intenția lor, deși e aiurea să faci procese de intenție, dar din ce se vede, pare că li s-a părut amuzant că pui un negru să zică... O țâr de Jinars. Deși Cabral e foarte român, adică el vorbește absolut, dacă nu-l auzi, dacă nu-l vezi, nu-ți dai seama că nu e un cetățean oarecare. Deci e doar vorba de pielea lui neagră pusă în contrast cu, să zică, Jinars. Și puțină țuică, vă rog. O țâr de Jinars. Și să și greșească, că n-are voie nicio reclamă n-ai voie să fii perfect. Trebuie să greșești un pic. A greșit, nu știa până la cap. Jinars. Jinars e coniac, e horincă. Și puțină țuică, vă rog. O țâr de Jinars. Horincă se spune aici. Horincă nu este coniac. Horincă este un fel de țuică. Dacă stai să te gândești, nordul a păstrat mai mult tradiție. Maramureșul și Bucovina. Țuică și horincă, rachiu, sunt niște lucruri, samahuanca. În orice țară te duci, teritoriul ăsta e foarte atrăgător pentru publicitatea asta cu tradițiile, ca pe vremuri. Samahuanca este din sfeclă, rachiu este din cartof, horinca este de prună, cred, da, sau ceva. Pălinca poate să fie prună, vișine, pere, etc. Și puțină țuică, vă rog. O țâr de Jinars. Nu mi se pare amuzant în general să fie amuzant că e el negru. Deci asta e problema pe care o am cu reclama asta. Niște hribi aș vrea și eu, vă rog. Pitonce, adică. Și mi-ar plăcea șuncă. Clisă vrea. Și puțină țuică, vă rog. O țâr de Jinars. Când eram mic, îmi plăcea foarte mult să mă uit la oameni care ieșeau de la nuntă și îi vedeam în șanțuri, cu biciclete, cu astea, cădeau în șanț. Șanțul este când te ia pământul în brațe și cel mai bun loc să te și împământezi, împământenești... Cum se zice corect? Împământezi, te împământezi, te înrădăcinești, drenezi. Ah, hai că am stricat-o. Te înrădăcinezi. Te împământezi. Sunt unele cuvinte care sunt nefolosite de gura mea și atunci de aia îmi ies așa. Cel mai bun loc de dormit este în șanț, nu ăla de beton. E superb să dormi acolo, știi cum, mai ales spre 6:30, 7, dacă prinzi un pic de primăvară-vară, între frunze, iarbă, un pic de susuri de apă, meditație, tată, meditație, zen. Buddha Bar.